Discutăm despre deprecierea leului împreună cu invitații Orei 19, domnul Radu Ciofu, analist Admiral Market, și Silviu Pop, jurnalist de Money Channel. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Bună seara. Astăzi un leu a fost cotat la 4,5290 de lei pentru un euro, ceea ce înseamnă că a fost atins un nou nivel maxim al ultimelor 6 luni. Muguri Sărescu spune că nici nu ar trebui să ne uităm la asemenea modificări pentru că ele sunt normale. Cum apreciați felul în care a fost cotat leul de la începutul anului și până acum, pentru că am observat o depreciere treptată până în ziua de astăzi? Este o evoluție oarecum firească dacă ne uităm la politica BNR, nu doar din ultima perioadă, ci din ultima parte sau partea a doua anului trecut. Gândiți-le care Banca Națională României treptat, constant, aproape la fiecare ședință au redus dobânda de referință. Și atunci leul de dobânda de referință la leu fiind mai mică, automat și leul este mai puțin atractiv. Anul trecut aș spune că a fost cam prea puternic leu pentru cât s-a redus dobânda. Și atunci, într-un fel, avem oarecum o echilibrare a ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Deci aș spune că tendința e firească. Unii bancheri spun că anumite cauze ar putea fi și presiunile electorale interne, dar și modificarea politicii monetare din Statele Unite ale Americii. Ar putea fi și acestea niște cauze ale deprecierii leului? Da. Sunt și asta. Acum e greu de spus exact într-un moment oarecare care este cel mai influent factor. Sunt într-adevăr și așa niște factori de context. Eu însă, așa, după cum văd eu situația pe ansamblu în piețele internaționale, aș spune că cel mai important lucru în momentul de față totuși este... dacă e să privim un pic mai de sus, este decizia BNR-ului de a reduce nivelul de atractivitate, adică dobânda la leu. Evident, ăsta este, dacă vrei, factorul global. Acum, punctual apar, într-adevăr, cum ai spus, în SUA, deciziile bănci centrale de acolo, alegerile, temeri pentru alegeri, inflație, poate mai mică, sunt mulți factori. Dar cred că cel mai global, cel mai important, așa, mare, e decizia BNR-ului, la care se adaugă punctual diferiți factori. Care este impactul acestei deprecieri în economia românească? Deocamdată foarte puțin sesizabil. E, atâta vreme cât ai modificări de 1, poate 2%, nu prea ai un impact real. Impact mai mare s-ar putea vedea, zic eu, undeva peste 4,6. Nu e cazul acum. Dar la o variație de plus, minus 1%, e greu să spui că ai un impact. În cazul unei deprecieri un pic mai mari, impactul s-ar vedea în prima fază în inflație. Dar la variații de, zicem, 1 și ceva la sută, nu e un impact cu adevărat vizibil. Poate îl vezi pe hârtie într-o statistică, un 0, undeva acolo. Dar nu e ceva sesizabil în economie, să zicem așa, direct sesizabil în traiul de zi cu zi. Cum apreciați că va evolua cursul leului anul acesta? Silviu, știu că tu te-ai ocupat de acest subiect și ai studiat atât părerile specialiștilor, cât și declarațiile guvernatorului BNR. Cam cum crezi că va arăta situația până la sfârșitul 2014? Dacă ne uităm la cum a evoluat leul în ultimul an și desigur, ca să vorbim despre viitor, trebuie să privim și spre trecut, vedem că leul a fost foarte puternic corelat cu evoluția valutelor din regiune. Cu alte cuvinte, în ultimul an, evoluția monedei naționale a fost dictată, pe de-o parte, într-adevăr, și de factori interni, în principal de deciziile de politică monetară luate de Banca Națională a României, însă a fost strâns legat și de evoluția valutelor din regiune, sau mai exact, de percepția investitorilor privind Europa Centrală și de Est. Cu alte cuvinte, totul va depinde de ce se întâmplă foarte multe, o mare parte din evoluția leului va depinde și de ce se întâmplă pe plan extern. Nu știm exact dacă mai există ceva bombe ascunse sub preș în zona euro, de exemplu. Anul trecut am avut Cipru. Nimeni nu se aștepta. Nu știm dacă se mai poate întâmpla ceva în Grecia sau să mai apară un nou stat cu probleme din zona euro. Nu știm cât de rapidă va veni strângerea robinetului de bani din Statele Unite sau dacă Banca Centrală Europeană se gândește de asemenea să ia măsuri de restrângere un pic a politicii monetare. Am primit recent date foarte bune privind evoluția consumului din zona euro. A fost cel mai bun avans din ultimii 12 ani, așadar avem semne că și economia occidentală și-a revenit. Ori acest lucru înseamnă că nu mai e nevoie de o politică monetară atât de relaxată precum cea practicată de BCE. Toți acești factori vor avea un impact asupra leului.
greu de estimat în momentul de față. Am văzut în materialul precedent că estimările analiștilor sunt undeva între 4,35 și 4,65. Așadar, un interval de 4,65 ar fi cel mai un interval destul scenariu. De mare. Ar fi un interval destul de mare de variație. Rămâne văzut ce se va întâmpla. E teribil de greu de spus ce se va întâmpla. În momentul de față, un lucru e cert, suntem pe o ușoară pantă descendentă. Am putea să ne așteptăm în concluzie anul acesta și la un curs de 4,65 de lei pentru un euro. Nu este exclus, la fel cum nu este exclus să se și aprecieze foarte mult. Nu știm exact ce bani vor veni în România în acest an, ce investiții este, ce capitaluri ar putea să vină în România în acest an. Foarte posibil, tendința leului va fi mai degrabă de depreciere. Am primit semnale din acest sens și din partea guvernatorului BNR, care ne-a spus că băncile vor continua în acest an și procesul de vor continua în acest an să retragă bani în România pentru a-și plăti datoriile față de acționarii principali, față de băncile mamă. Un proces normal, a spus domnul Isărescu, trebuie să-și plătească acele datorii. Așadar, dacă iese valută din țară, na, s-ar putea să vedem un leu ceva mai slab. În opinia mea, probabil că vom sta o mare parte a anului peste acest nivel de 4,5, dar, repet, e foarte greu de spus în momentul de față ce se va întâmpla. Plus că nu știm ce se va întâmpla pe plan politic. Asta s-a văzut a fi marea necunoscută a ultimilor ani. Nu știm ce se va întâmpla cu politica guvernamentală, conflictul între președinție și guvern, care va avea cu siguranță un impact asupra pieței financiare din România. Cum preconizați că va evolua economia țării noastre în 2014? Suntem la început de an. Strict pe hârtie va fi o creștere. Cel mai probabil scenariu de departe este o creștere. Probabil undeva între 1 și 2%. Acum trebuie să luăm în calcul ceva. Inflația. Într-adevăr, în ultima perioadă inflația are o tendință de scădere. Nu mai este atât de mare, dar cred că dacă e să o luăm strict pe real, adică creștere economică minus inflație, s-ar putea să, adică creștere economică reală denumită în strict economic, s-ar putea să fie tot ușor cu minus. Adică, repede, pe plus economia să dea, am crescut la 100%, dar dacă e să ajustăm la inflație, să fim fie pe zero, fie poate foarte, foarte puțin cu minus. Silviu? Da, dacă îmi permiți să ne privim la cele mai recente date. Anul trecut am avut o creștere economică bună. Premierul Victor Ponta a salutat-o ca fiind cea mai bună din Uniunea Europeană. Dar dacă ne uităm pe statisticile reci din piața muncii, vedem că rata șomajului este relativ aproape de nivelul istoric atins în ultimii ani de criză, de 7,6%, în prezent suntem la 7,3%, locuri de muncă nu prea se formează în economia României, dimpotrivă. Datele Institutului Național de Statistică sugerează că efectivul total de locuri de muncă a scăzut în lunile de vară, cei drept până în septembrie-octombrie, cei drept cu câteva mii de salariați, dar e totuși o evoluție proastă. Am avut creștere economică, am avut peste 4% creștere economică în trimestrul 3. Totuși nu vedem că aceste lucruri s-ar transmite spre economia reală. Firmele încă nu simt această revenire și implicit sau angajatorii și implicit nici angajații nu au cum să simtă această revenire. Acesta ar fi un aspect și un alt lucru de punctat aici ar fi, la fel cum spunea și Radu ceva mai devreme, inflația. Dacă ne uităm la evoluția salarială raportată la inflație, că dacă avem o inflație scăzută, dinamica salariilor este de asemenea scăzută. Nivelul de trai este în creșterea foarte puțin insesizabil în momentul de față și mai avem multe de recuperat din câte am pierdut în ultimii ani. Credeți că vom reuși să realizăm acest lucru în 2014? Să mai recuperăm? 2014 puțin probabil. Din calculele mele, cel mai devreme la nivel de populație o oarecare îmbunătățire vizibilă. Repet, nu vorbesc de o îmbunătățire pe hârtie. Dacă ai o creștere economică chiar și reală de 1%, pe hârtie, aia nu o simți. Efectiv, nu o simți. E doar pe hârtie. Ceva vizibil, vizibil în traiul de zi cu zi, mai devreme de 2015, nu văd. Repet, ar putea să sunt scenarii în care, într-adevăr, am putea avea și creștere reală în 2014, dar pentru cei mai mulți dintre noi, nu cred că ea va fi vizibilă. Am înțeles. Deci cam astea ar fi predicțiile pentru anul acesta. Tot așa, dacă ne uităm în momentul de față, economia României este undeva la jumătate față de nivelul din 2008. Am recuperat ceva până acum, dar sunt totuși la jumătatea revenirii. Dacă mergem așa, când vom ajunge acolo? Poate prin 2016, 2017.
dacă lucrurile prin ce măsuri merg credeți așa? Că ar putea fi accelerată această revenire la nivelul de dinainte de 2008, dinainte de începerea crizei, practic? Exact ce face BNR acum și, de fapt, ce face de aproape la jumătatea anului trecut, adică reduce puternic dobânda. Măsurile sunt bune, doar că există un așa zis blocaj la transmitere, în sensul că băncile au foarte multe credite neperformante de care trebuie să scape și vor scăpa în timp. E clar ce s-a întâmplat și ieri și în ultimele luni ajută, dar nu se mișcă de repede lucrurile. Deci băncile vor avea mai multă lichiditate, nu prea curând, dar vor avea. Probabil undeva în partea a doua lui 2014, cel mai probabil se va simți în 2015. Nici populația nu are apetit. Și populația e îndatorată și automat, e frică. Dacă îmi pierd jobul, dacă nu-mi ajunge rata. Deci, da, nesiguranța la locul de muncă. Exact, nesiguranță. Deci avem un fel de blocaj. Blocajul ăsta probabil cel mai vizibil va anul 2014, dacă nu se întâmplă ceva rău, foarte probabil va fi începutul relansării, dar ea nu se va simți efectiv decât poate pentru cele mai profitabile firme sau cei mai norocoși angajați din sectoarele cele mai bune. Marea majoritate a populației vor simți relansarea începând din 2015 sau 2016 cel târziu. Măsurile, repet, au fost luate. Scăderea dobânzii este clar un factor puternic care să accelereze economia României, doar că chiar și într-o economie funcțională, standard, fără niciun fel de probleme, durează cam 6 luni din momentul în care BNR ia o măsură până când se simte. Acum suntem într-o economie gripată, deci va dura 6 luni în niciun caz, mult mai mult, probabil că un an, poate chiar mai mult. Ei au început să ia măsuri, să zicem așa, mai puternic, cam de la jumătatea anului trecut. Deci un an și ceva ar însemna, de-abia să încep să se simtă măsurile anul trecut, undeva poate de la jumătatea anului ăsta. Iar până să se simtă de marea masă în 2014, puțin probabil. Silviu, ceva de adăugat aici? Dacă ne gândim la faptul că România avea înainte de criză și asta era considerată vulnerabilitatea principală a economiei românești, sau una din vulnerabilitățile majore, un deficit de concurent undeva la 13-14% din PIB, adică ieșirile nete de valută din economia României erau undeva la 14% din PIB, valoare enormă. În prezent, această valoare s-a ajustat undeva la aproximativ 1% sau 1 și ceva% din produsul intern brut al României. De ce fac această precizare? Fiindcă a menționat și guvernatorul BNR Mugurii Sărescu despre acest aspect, spunând că această ajustare este brutală și trebuie privită cumva cu un semn de întrebare. De ce se ajustează în continuare deficitul de concurent al României și poate, cine știe, poate vom trece și pe excedent de concurent, ceea ce nu știu dacă e foarte bine să ai excedent, să treci așa într-o perioadă de câțiva ani de la deficit pe excedent. Nu cred că e foarte sănătos nici pentru economie, nici pentru români, dar problema este că, sesizată și de guvernatorul BNR, este că s-ar putea să fie ceva nefuncțional și prin alte părți ale economiei. BNR-ul și-a făcut treaba, mai durează până se simtă, posibil să fie nevoie și de ceva măsuri din partea statului român. Aici sunt câteva, pe plan fiscal vorbesc mai ales, aici sunt câteva precizări de făcut. Statul român este unul dintre cele mai birocrate din Uniunea Europeană. Avem un număr imens de taxe plătite de companii și de către populație în fiecare an. Avem taxe foarte ridicate în anumite domenii, taxe scăzute în alte domenii. Povara este neuniform distribuită. Colectarea lasă de dorit. Avem câțiva care plătesc ca fapt divers. La fiecare 4 euro care ar trebui să fie încasați de stat din taxe, unul le scapă din mână și se duce cine știe unde. 3 sunt aduși la buget. Ei bine, toți acești euro care le scapă sunt undeva la 13, 14, 15 miliarde de euro pe an. O valoare imensă. Și astea sunt probleme majore care trebuie cumva adresate pe termen mediu și lung. Și e clar că avem o problemă cu competitivitatea fiscală. Radu, Silviu, vă mulțumesc pentru prezența în jurnal în această seară. Vom fi cu ochii pe evoluția cursului leului în zilele următoare și cu siguranță vom mai reveni la The Money Channel cu informații despre această depreciere. Noi continuăm jurnalul și discutăm despre salariile profesorilor, însă după o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem imediat.